Afișele electorale cu candidatul Partidului Social-Democrat la președinție, Mircea Joana, au împânzit gardul bisericii din Tămășești. Socialdemocrații din zonă care fac campanie electorală lui Mircea Joana nu s-au sfiat să folosească biserica pentru a-și promova candidatul. Preotul susține că nu este prima dată când aceștia lipesc astfel de afișe electorale pe gardul bisericii și de nenumărate ori le-au dat jos. Da, știu, am luat, le-am mai dat toată jos, au fost lipite din nou. Ce să le fac? Dar cine le-a lipit? Nu știu, trebuie, oamenii lui Joana, PSD-ul, că nu eu. Probabil că cu PSD-ul sunt, că ăștia au mai fost, cu Gian. Păi și îmi spuneți și mie lucrul ăsta? Nu pot, nu pot. Păi de ce? Pentru că biserica nu face politică, nu se bagă în ceea ce fac ei cu propaganda aceasta electorală și nu este o măsură. Întreba șefii mei, știi, am sunat și pe Părintele Protopov, știe care este problema. De asemenea, preotul povestește că această situație nu este numai la biserica din Tămășești, ci și la alte biserici și cimitire din zona respectivă. Preotul a anunțat și protoieria, dar i s-a spus să nu se implice în jocurile politice. Nu e singurul caz, sunt și pe gardul cimitirului la Cornești, lipite afișe, deci suntem mai mulți care am luat și am indicat problema aceasta preoții în Gorj și s-a spus că se vede treaba noastră, să le dăm jos, dar noi găsim. Dar vi se pare normal? Nu mi se pare corect. Preotului nu-i se pare normal ca afișe cu Mircea Joana să fie văzute în apropierea picturilor cu sfinți. Asta e lume. Eu stau aici, biserica este acolo. Nu știu ce fac ei seara. Sau... Dar le-ați mai dat odată jos? Da, le-am mai dat jos. Le-am spus și la oameni și la ce vis-a-vis care stau de biserică, în caz dacă văd să nu-i mai lasă să pune, pentru că biserica este totuși un lucru sacru al tuturor românilor. Da, dacă vreau să-și pună pe, nu știu, gardul sau pe la cetățean, la poartă, dar nu pe gardul de biserică. Deci nu e la mine singurul caz. Am mai fost și la biserica aceasta din stradă și l-au dezlipit părinții, preoții. Asta e. Potrivit legii, afișajul electoral este interzis la biserici, dar cu toate acestea, lăcașul de cult este folosit de socialdemocrați pentru a-i face campanie electorală lui Mircea Joana.